Bună ziua, dragi copii! Bună ziua! Haideți, haideți! Haideți, haideți! Copiii din clasele 04 de la școala Malu Mare au fost încântați să vadă pentru prima oară cum arată un studio de televiziune. Cei mai curajoși au fost pentru câteva momente în postura de prezentator de știri. Câțiva copaci au cedat și au căzut pe asfalt, iar pe unele străzi s-a circulat cu dificultate. Deșeurile ajung tot la marginea satului. Din august 3, județe din Oltenia vor intra sub atenționarea cod galben. Avem un proiect la biserică și am vrut ca să vin pentru că îmi place. Ai mai fost vreodată într-un studio de televiziune? Nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult la noi? Toate. Ai intrat în platou de știri și ce ți-a plăcut cel mai mult de aici? Ce te-a impresionat? E mare? Cum ți s-a părut? Cu multe lumini, cu multă aparatură? Cu multe lumini. În postura de prezentator de știri ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Că am vorbit. Acest proiect le oferă copiilor în perioada vacanței de vară să facă diverse activități la Centrul Social Aripi de Lumină, unde primesc și o masă caldă. Este un proiect pe vacanța de vară în care din diverse școli copiii vin și fac diverse activități la noi în centru. Fie vizite la mai multe instituții publice în Craiova și astăzi v-am ales pe dumneavoastră, fie fac terapie ocupațională în centru, unde își dezvoltă abilitățile practice de lucru, imaginația, creativitatea. Dezvoltăm diverse activități și vizional de filme, picturi pe sticlă, piatră, lemn. Și cum ați ales studioul nostru ca parte din proiectul dumneavoastră? Este un post pe care îl urmărim și este de interes. Proiectul a început în martie 2017 și se adresează copiilor din medii defavorizate.